Bă, dar... Bă, o... ceva verde, așa, o... o floare n-avem, mă, și noi aici. Pietrele astea pe pereți, lumină de la soare, canci, mai e și parchetul ăsta pe jos. Nu, eu nu pot să-mi desfășor activitatea chiar așa, în... îmi trebuie și mie ceva pe, pe natură, mă, tată, pe... numai puțin, numai puțin. Oh, că am fost astăzi la magazin, am zis, bă, frate, dacă nu o să fie ceva frumos, mă, cu o iarbă de asta, cu... aș sta și eu, că tot stau în picioare toată ziua la emisiunea asta, să... să pui și eu picioarele, bă, pe o bucată de iarbă, de gazon, așa, de... A? Mamă, ce frumoasă! Nu e naturală, dar jur că e naturală, domne, ce să... o lăsăm aici, poate mai crește, să întinde, cum zic... Iarba nu prea a crescut prin rondurile din centrul Bacăului, așa că autoritățile au căutat o soluție care să înverzească zona permanent. A fost întins gazon mochetă din plastic și peren. A, să dea numărul și la primăria București, că poate așa o să fie în sfârșit niște gazon cum trebuie pe tarla oaia de la Arena Națională. Ați văzut pe ce au jucat Steaua și Dinamo aseară? Doamne, Maica Domnului! Oricum, chiar dacă între timp primăria din Bacău a renunțat la idee, e păcat. Conceptul e superb și e drumul pe care ar trebui să meargă toată țara. Chestii artificiale peste tot, mă, din plastic. Nu mai avem păduri? Nicio problemă. Copaci de plastic, niște gazon de ăsta. Facem rost de niște animale artificiale, cum avea Băse în curte și gata țara. Ideea e să avem cât mai puține chestii vii pe aici, că se moare, tată. Important e să se lucreze, bă, să meargă motoarele la turație maximă, să fie gălăgie, să sară praf pe unde stau muncitorii, ca să nu poată spune nimeni că la noi nu se muncește, nu?